Salut! Vă arăt cel mai mic model de toporișcă de la Fiskars. Compania finlandeză care a scos și acest model botezat X5. După cum îl vedeți, este așa, este deținut în palmă, aproape. Ar putea fi util în această dimensiune, da. Da, este răspunsul. Poate să fie foarte bun pentru anumite chestii mai ușoare, mai delicate, mai de amănunt, sau în cazul în care îl cărăm după noi și greutatea aia contează. Chiar dacă este într-un rucsac purtat, se adună la alte lucruri și atunci îl face un candidat câștigător. După cum îl vedeți, are și o husă. Care are și o gaică aici. Se poate agăța la centură. Și datorită dimensiunii și greutății lui, chiar se poate purta la centură. Este o teacă de o pânză mai groasă pe un carton bănesc. Nu e cine știe ce. Cu velcro, care velcro nu prea își mai face treaba. O am de vreo 7-8 ani. Clapa asta de-abia se mai închide. Bine era dacă îi punea o capsă. Deci husa nu prea are punctaj maxim. În schimb, toporișca mie îmi place. Nu extrem de mult, dar îmi place. I-am pus eu aici niște sfoară pentru că coada este din materialul obișnuit al lui Fiskars de cozi de toporiști. Nu ne spune nimic pe ambalajul ei, dar dacă cauți un pic, vezi că e o poliamidă armată cu fibre de sticlă.
Ea e foarte bună, de altfel, rezistentă și bineînțeles că este goală în interior, deci e și ușoară. Chiar foarte, foarte ușoară. Plus că bucla asta din capăt de aici se poate pune pe mână și ca o măsură de siguranță sau chiar se poate lovi și mai ținând doar de capătul cozii ca să crească forța cu care lovim. Altfel mi aluneca mâna pe ăsta, este un plastic tare fără niciun fel de inserție de cauciuc cum este la frații lui mai mari X7, X10. Bineînțeles că nici lama nu ne spune din ce e. Pare ca și la celelalte toporiști de la Fiskars, inima este un oțel, pare, și restul alt oțel. Și din această cauză și aici, în capul ei, avea inima ca și pe laterale ieșită un milimetru, milimetru și ceva față de restul. Am polizat ca să fie o suprafață plană să poți să o folosești la bătut. Da, cum spuneam, lama probabil că este un oțel carbon aliat. Se ascute destul de ușor. Profilul, geometria lamei este cu un unghi mai mic față de X7, fără discuție, și chiar mai mic decât unghiul lui X10, care este progresiv. Ăsta nu e progresiv, este o pană pur și simplu, dar care are un tăiș destul de ascuțit ca unghi, deci e pretabilă mai mult pentru cioplit, ceea ce are și logică. Cioplit, mai puțin tăiat în sfârșit și mai puțin despart. Oricum, cu această toporișcă mică să ne descurcăm mai ușor și mai bine decât cu un cuțit mare la tăiat, spart lemne și chestii din această gamă. Dar exact cum am zis, punctul ei foarte ar trebui să fie portabilitatea și cum greutatea la tot ce cărăm e cel mai important lucru. Ia să vedem cam cât ar fi greutatea. ...485 de grame ea și 550 de grame cu husă cu tot. Un
mareatul la 500 de grame, să poți totuși să ai o sculă cu care să cioplești, să tai, să faci diferite, să spargi niște lemne. După cum o vedeți, cu totul are 22 de centimetri, cu o coadă, să zicem, de 15-16 centimetri, de 16 centimetri. Și cu un tăiș de 7 centimetri. Nu pot să zic că am abuzat-o, dar sunt nicio formă nu o să aibă probleme nici la îmbinarea între lamă și coadă, nici lama în sine nu se ciobește, deci are un tratament termic bun probabil și nici nu s-a tocit foarte mult în decursul acestor ani, să zic că prin ascuțire a mai pierdut câțiva milimetri, dar puțin, 3-4 milimetri. Nici n-am folosit-o la lucruri, că n-am dat-o până pietre, până alte alea. Și n-a fost nevoie să o ascut de foarte, foarte multe ori. Prețul ei, ca al tuturor produselor Fiskars făcute în Finlanda de finlandezi, este mare. Finlandezii vor să trăiască bine. Da, asta nici n-am dat bani pe ea, e adevărat. Și dacă n-am dat pe bani pe ea, îi dau o notă bună. Toporiștii de la Fiskars X5.